Foarte mulți m-ați întrebat părerea mea despre anumite strategii, în special cele progresive, da? Cu miză progresivă, cu recuperarea mizei în caz de pierdere, pentru că, din păcate, există foarte multe personaje în mediul acesta online, analiști sportivi, nu știu cum se auto-intitulează, care promovează anumite strategii, dar... Mulți pică în plasa faptului că se trezesc la un moment dat cu o pierdere foarte mare și eu vreau doar să vă arăt exact, să știți exact la ceea ce trebuie să vă așteptați. Așa că o să dau drumul la ecran. De data asta o să vă arăt doar un Excel, da? Pentru că, na, care vreți, puteți să faceți pe metoda old school, să faceți calculele din pix, pe foaie, să vedeți despre ce este vorba. Hai să vorbim un pic despre martingale, așa se numește această strategie, cu dublarea mizei în cazul în care pierdeți un meci. Îmi scria cineva că el joacă niște cote undeva pe la 1.70, dacă nu iese primul pariu, dublează miza pe al doilea și tot așa. Ei, hai să vedem. Băgăm o cotă cu titlul, de exemplu, de 1.70. Aici o să punem miza, da? Hai să punem o sutică, da? Așa cum joc eu pe biletul etape, de exemplu. Dacă primul pariu este câștigat, avem 170 de lei câștig. Foarte bine, profitul de 70 de lei, da? În cazul în care este pierdut, avem minus 100 de lei. Automat, miza pe al doilea bilet este dublă, da? Ce vreau să înțelegeți este că în cazul unei serii pierzătoare mai lungi, vă expuneți și nu cu miza ori 2, da? Ci 2 la puterea A, adică a câte pariuri se pierd. Uite, tragem așa de 1.70 ăsta cu titlul, de exemplu, tragem de miză și vedeți ce se poate întâmpla în cazul în care nimeriți o serie negativă, pentru că trebuie să puneți mereu răul în față, da? Tragem de aici frumos și vedeți că, uite, cât am tras. 7 pariuri. Dacă voi pierdeți 6 pariuri la rând, deja miza pe al 7-lea pariu este de 6.400 de lei, plecând de la 100 de lei, da? Rețineți foarte, foarte important acest aspect. Dacă mergem la 10 pariuri, deja vorbim de o miză de jumătate de miliard vechi. Și uitați-vă ce puteți câștiga, puteți pune pauză, vă puteți informa cu atenție. Eu o să trag de toate astea până la capăt. În cazul în care, să zicem că iese câștigător al 7-lea pariu, da? Până atunci, atât s-a mizat. 12.700 de lei. Și voi puteți câștiga 6.400 ori 1,7, 10.880. Deci, practic, ieșiți în pierdere dacă jucați această strategie cu dublarea mizei după pierdere la cote mai mici de 2. Hai să vedem ce se întâmplă dacă jucați acest martingale la cotă 2. Fix 2. Da? Ia uitați-vă. După 10 pariuri ajungeți la o miză de... După 9 pariuri, deci pe al 10-lea pariu, miza este de 51.200, iar profitul este practic 100 de lei, adică miza inițială. Da? Uitați cât se acumulează, 102.300 de lei și câștigați 102.400. Trageți singur concluziile și vedeți dacă merită acest risc pentru a câștiga 100 de lei. Bine, mulți zic, domnule, dar e greu să ai o serie negativă așa de mare. Păi nu, nu e imposibil, să știți. Nu este imposibil. Iar cea de-a doua strategie este cea cu profit fix, în care se urmărește un profit fix. Am scris și eu despre ea, se numește în masterclass-ul Puterea Cotelor, am denumit-o Stop at a Winner. Da? Bun, deci practic noi căutăm un anumit profit pe care îl targetăm. Să zicem, vrem să câștigăm 100 de lei. Da? E, cota la care jucăm, dacă este mică, 1.50, cum spunea mie cineva, miza se calculează automat. Deci dacă eu joc la cotă 1.50 și caut un profit de 100 de lei, automat miza va fi de 200 de lei. Aici vedeți scenariile în cazul în care pierdem și în cazul în care câștigăm. Și ia uitați-vă ce se întâmplă numai după 4 pariuri. La ce miza ajungeți ca să câștigați acei 100 de lei pe care vi-ați propus, pentru că se adună pierderile anterioare. Da? Deci vorbim de o miză de 5.400 de lei, dar
pierderea totală acumulată cu toate celelalte mize anterioare ajunge undeva la 8.000. Dacă vreți să folosiți acest sistem, eu vă recomand să jucați undeva pe la cote de, nu știu, 4 sau mai sus, da? Pentru că, ia uitați, riscul este mult mai mic, iar miza acumulată este mult mai mică și expunerea voastră este mult mai mică. Țineți minte aceste aspecte, uitați și la martingale, sunt mulți care joacă pe egal și cota la egal e undeva în medie la 3.50, să zicem. Ei, acolo mai rentează cât de cât, pentru că în cazul în care câștigați, rămâneți și cu ceva profit, dar rețineți că mizele acumulate sunt 2 la puterea A, da? 2 la puterea 5-a, 2 la puterea 6-a și tot așa. 2 la puterea 7-a, uitați-vă la cât ajungeți și cât ați mizat până atunci. Ai da? Fost prof de mate da. Cândva și nu ne-ai spus? Nu, n-am fost. Intensiv. N-am fost prof de mate, dar mi-a plăcut să țin la banii mei. Și cei mulțumim care aplică, că ții și la ai noștri cei acum. Cei care aplică strategiile acestea trebuie să știe neapărat la ce se expun până când nu este prea târziu și se trezesc cu conturile goale din cauza unei aplicări defectuoase. Doamne, apără și păzește! Doamne, apără și păzește!